Acțiune fără conștiință. În data de 10.08.2018, oamenii ce se autodenumesc jandarmi au gazat masiv cu așa zise gaze lacrimogene români pașnici, printre care se regăseau copii, maturi și oameni în etate. Oamenii au venit cu copiii la proteste deoarece nu aveau cu cine să-i lase și nu credeau că jandarmii ar putea fi atât de inconștienți și brutali încât să încerce să ucidă chiar și copii. Niciun jandarm nu cunoaște componența chimică a acestor gaze. Este foarte posibil ca aceste gaze să nu fi fost numai gaze lacrimogene, ci gaze lacrimocancerigene. Jandarmii acționează ca niște roboți la ordin și nu din conștiință. Jandarmii îți gazează rudele, prietenii, concitadinii și concetățenii cu gaze care pot conduce la moarte pentru că primesc bani și nu pentru că ar fi convinși că activitatea lor ar fi în folosul lor și al tuturor oamenilor. În plus, jandarmii au bătut în mod bestial mulți oameni nevinovați și au înscenat lovirea unei jandarmerițe pentru a acuza ceilalți oameni de violențe. Cei ce se prefăceau că loveau jandarmerița erau jandarmi îmbrăcați în civil. Jandarmerița nu a pățit absolut nimic. Această înscenare a fost realizată de jandarmi pentru a construi din nimic o dovadă împotriva oamenilor care s-au săturat să mai fie mințiți, escrocați, alungați din țara lor și uciși. Iată încă o dată, printre alte numeroase exemple pe care vi le-am oferit, ce fac banii din oameni. Banii robotizează oamenii și îi transformă în bestii criminale care sunt în stare chiar și de a-și ucide propria familie. Ar fi mai bine să renunțați la prejudecăți și reflectați, în loc să reacționați în mod emoțional. Ar fi bine ca, după o perioadă de tranziție, să trecem la o economie bazată pe abundență, gratuitate și resurse. În acest mod, toți oamenii vor putea trăi în mod decent și în libertate.